La Ploiești s-a deschis recent o școală care pregătește hairstyliști pentru căței de companie. Cursanții învață aici cum să tundă micuțele patrupede, în așa fel încât acestea să se simtă bine, iar stăpânii lor să fie mândri de prietenii blănoși. Cursurile sunt intensive și durează 2 săptămâni, după care absolvenții primesc și diplome recunoscute la nivel european. În primul rând trebuie să fie foarte mare iubitor de căței, de animaluțe în general, și ar trebui să aibă multă răbdare. Este cu mult mai complicat decât coafirea la oameni. Da, pentru că tipul de păr de la om nu se compară cu tipul de păr de animal. Și fără să iubească animalele, în niciun caz nu se poate. Nu se poate. Elevii spun că noua preocupare i-a învățat să fie foarte atenți la personalitatea clienților lor cu blană. Tunsul unui câine e relativ simplu, să bagi o mașină de tuns și să tunzi un câine. Aici am învățat ce înseamnă să faci coafură canină, să îi dai un aspect unui câine diferit față de tuns, efectiv. Nu știu, înveți să faci o tunsoare de show. Meseria este una destul de nouă în România, dar de viitor pe piața muncii. Având în vedere că în Ploiești nu prea sunt salon de coafură canină chiar deloc. Sunt doar câteva cabinete veterinare unde fac și tratași canini. Da, este un job bănos, plăcut. Avem foarte mulți cursanți și din București, Brașov, din Craiova mai avem niște cursanți. Stăpânii cățeilor spun că banii nu sunt o problemă atunci când îți iubești foarte mult animalul. Am un hairstylist aici în Ploiești la care îl duc frecvent, duc amii căței și acum am venit să încerc și aici pentru că am înțeles că este un hairstylist internațional cu renume și am să văd o schimbare față de ce avem noi în Ploiești la momentul de față. Cățelul dumneavoastră înseamnă că este obișnuit și nu îi face și plăcere. Da, după cum a spus dumneavoastră, nu cred că o deranjează. Stă 4 ore la aranjat și nu are nimic de spus. Cursul costă 2400 de lei și poate fi plătit și în rate.